Pocăința îți dă foc în inimă. Pocăința îți dă curaj. Pocăința alungă metodele omenești a soluționa problemele tale. Pocăința te poartă pe alte meleaguri de percepție și de simțire. Pocăința atrage harul lui Dumnezeu care este invincibil. Și asta e scopul nostru, mira lui, adică harul lui. Și unii harul lui Dumnezeu, nu vă îngrijiți ce veți spune și ce veți răspunde. Dar fiți atenți, să înțelegem tot în planul adevărului, nu al realității, realitatea. Și veți fi dați și de frați, și de părinți, și de rudenii. Și unii dintre voi veți fi dați la moarte. Am prins, eu am văzut și eu ce a fost. Ați văzut ce era în 33 părinți? Ați văzut ce era în 37? Al unui om este 7. Deci, realitate. Veți fi dat și de și de și de. Dar nu vă temiți. Că eu vă voi da gură și înțelepciune. Că ne vă răspunde toți spătinicii voștri. Și s-au convins toți. Dar nu înseamnă că o să vă scutesc. Păr din capul vostru nu se va clinti fără știrea mea. Ce înseamnă că o să fiți păruiți, o să fiți răliți. O să vad și la ce folos? Fără știrea mea, adică cu voia mea și cu binecuvântarea mea. Pentru omul care se pocăiește, nici nu poate să se prezinte la Dumnezeu tuns, ras, hrăzat, bărgărit. Nu merge în maniera asta așa, martorul Iehova, să intrăm, știți, cu mielul și ei, cu nu știu cine, turnul de vechi în rai. Nu! Un creștin, uitam, zic, ce să spui la mine? Un călugăr, ce-i călugărul și baia, călugărul și oglinda, călugărul și mașina, călugărul și... Încercați în familie să faceți pe călugări, nu ai mă spălit, am închis baia. În afară de eu, televizorul mai am de mult părinte, dar să știți că și nu ți-a dat vezi unde ești. Și invers călugul a început, doamne, era sumbră așa ca un împuțit, dar eu mai spun societate. Era sumbră cu jaful ăla de Logan, mă și unul, de tot, are presul de mă un audio, patru mai bun, dar pentru că și începe să fie călugăr să joci, și altul, să ne luăm fiecare modul de viață în celălalt. De aceea aș vrea să zic, să nu confundăm, să mergem pe cărările acestea care le-au Sfinții Părinți. Dar e greu, cer efort, orice efort, o suferință, mă, suferința e singura catedră, suferința deschide ochii, suferința te autentifică, suferința te aseamănă cu Hristos. Crucea, suferința prin cruce, nu altcumva. Și atunci, iată, dragii mei, asta este cuvântul meu, să ne dăm numele pe alții pe această cale. Știm, nu știm, ne vedem, nu ne vedem, la fiecare care lucrează este notat sus. Vreți să ajutăm țara, vreți să ajutăm biserica, să trăim după cum ne învață Domnul Hristos. O pocăință autentică, poate să nu te înțeleagă duhovnic, poate să nu știu cine. O rog, realitatea asta este. Te înțelege Dumnezeu. Nu faci abstracții de el. Nu, tu silește-te pe cărările acestea că Dumnezeu va lucra. Harul acesta care îl capeți prin pocăință este unic și invincibil. Asta nu-l dobândești nici pe yoga, nu poate să dea nici bivodară și nu mai știu care ori alții. Poate să dea, el ne-a vorbit, nu uite smerenie, deja v-ați ziceți de el, părintele gring. Păi uite ce este, poate să-ți vorbească despre, e cu totul altceva. Și eu vorbesc și suntem străini tare de adevăr. Vorba de harisma. Vorba de harisma. E dat oricui. Deci, să facem distinția. Eliberarea asta. Ia spunem, păcatul fură libertatea. Să duce spre moarte. Aduce neliniște. Toată neliniștea, să știți că și are zvorul în păcat. Și toată dezordinea socială și are rezultatul în dezordinea fiecare dintre noi. A fiecăruia. Vorbești de dezordine socială, nu poți zici că din cauza lui ăla. A fiecăruia. Societatea. Și atunci, dacă vrei să înveți societatea, de unde trebuie să pleci? La tine. Să înțelegem lucrurile acestea, să încep cu tine, să faci educație cu tine. E mare lucru. Deci, asta trebuie să începem să vedem cum putem fi real în duh și în adevăr societății, nu după realitățile astea care pozează, filmează. Nu înțeleg de ce soția mea așa, nu înțeleg de ce soția mea, nu înțeleg de ce, nu înțeleg și tu de ce. Dar ea începe cu tine în felul ăsta. Și nu te îndoi, nu o zi sau două, fii statornic. Dar lucra un har, ceva să petreci mecanismul tău lăuntric. Cam aici aș vrea să vorbesc, dar nu este ușor să vorbești despre pocăință și har, pocăință și căderi, pocăință și asceză. Da, poate data viitoare alții și care sunt mai vreme și au și experiența să o facă. Tocată am vrut să vă zic, să nu ne biruiască realitatea, ci să urmărim adevărul, să ne credem în ce vedem, ce pipăm, ce simțim, să ne credem în Cuvântul Dumnezeu, să nu mai amânăm pocăința, ci să ne uităm la Sfinții Părinți și mai ales la ei, să nu ne judecăm pe cei care ne poartă pe alte cărări de când ne învață Evanghelia, nu, ci să căutăm să lucrăm ca noi, pentru că să știi că și duhovnicul se îndreaptă până ce lipi foarte multe ori. Harul este cel care totul este plasat pe linia aceasta, indiferent unde te afli și cu începutul social. Dumnezeu vede, dacă pentru Dumnezeu ți-a ales crucea asta și n-ai divorțat și n-ai abdicat și suferi și nu vezi mă cum arăți, nu vezi mă ce față ai, nu vezi mă cum, băi, a pierdut tot, băi, ce te-ai ales mă, nu vezi? Stai așa și dacă pentru Hristos o față ca o cruce, ia seama că diavolul va vrea foarte mult să pici pe calea asta, să te înfrângă. Să te doboare pe călugări după 20 de ani, pe duhovnii după 50 de ani, pe la să-ți mintească nu știu câte vreme. Deci căutați să rămâneți statornici pe calea aceasta. Rugați-vă de Dumnezeu putere și răbdare și o să vă dea, pentru că Dumnezeu, mai ales la aceștia care se pocăiesc cu adevărat, ia aminte de o să. Îl cucerim cel mai mult cu această rugăciune și atitudine de pocăință.
Mai tați din ungele în cuvânt. Dumnezeu să ne aștept tuturor și mai ales pe aceste cărări să ne regăsim cu toți în ușa adevăr și țara va așa nu o să piară. Așa de aici apare salvarea, într-adevăr. Și nu mă uitim ce realitatea cum arată. Nu, adevărul este altul. Acela care spuneau, mă îndoiesc, când spuneam Părinte Arsenic, sunt optimist, nu vă dați seama că sunt de optimist în primul acest neam. Pentru că vedea toți neamul și înaintea și a prins, a văzut, a simțit, a avut modele, Doamne. Și el a spus, suferința e singura cale de supremă, deci în Duhul acesta, pentru un popor născut și crescut pe cruce. Și el știe că crucea purtată în duș în adevăr duce la înviere. Așadar, că vrem învierea țării, să ne purtăm crucea și asta este. Nu fugim de ea, ne asemănăm cu celălalt. Ferească Dumnezeu. Cunoști un om după cum își poartă crucea. A lepădat crucea, o indiferent cum motivează el, a ieșit pe cale, nu mai e pe cale. Dea Dumnezeu să rămânem cu toții pe cale până la sfârșit. Amin. Mulțumim, Părinte. În nou ciclu de întâlniri duhovnicești, sub denumirea de seriile duhovnicești, ne dorim ca participarea noastră să fie activă și să puneți întrebări direct sau prin pe hârtie, cum doriți noastră. Până vă gândiți să puneți o întrebare, am să-l întreb eu pe Părintele ceva. Să fie ușor. Ați trecut pe lângă foarte ușor amintind de ascultare. Ce înseamnă ascultarea? Cum ajută ascultarea în pocăință? Care e legătura dintre ascultare și pocăință? Ascultarea este în lumina adevărului, în primul rând, a ceea ce a instituit Domnul Hristos, ascultarea aceasta de Dumnezeu. Ne-a arătat Fiul cum se ascultă de Tatăl, cum omul trebuie să asculte Dumnezeu. Citeam la Sfântul Nicolae Vilimirovici, niciodată ce omul nu se poate la întrecere în ascultare cu Dumnezeu și în smerenie. Ne-a arătat cum trebuie să ascultăm de Dumnezeu, în ce chip, în smerenie, cu curăție, cu căință, cu simplitate. Ascultarea are o conotație în planul monahal, în jur lucrul acesta. Oameni, nu ajunge aici. Ascultarea înseamnă intri în foc. Faci ce-ți spun. Te duci. Da, dar s-ar putea ca să nu mai pui cu s-ar putea. Mai întâi tu faci lucrul ăsta, te vei ruga. Nu ești o ascultare, în asemenea Duh. Dumnezeu nu îngăduie orice fel de cercări. Că am citit undeva că te vine și la cine face ascultare, e adevărat. Am uitat, ascultarea este valabilă și în viața asta și merge și dincolo de viața. Ascultarea. Acum a făcut mironosițele atât de până în și în moarte să-i slujești lui Hristos. Adică arată numai limite, nelimitată. Ascultarea înseamnă, deci, raportarea vieții mele în cugeți, în toată acțiunea mea de viață, de Dumnezeu. Merge în viața monahală, ai povățitor, mă pun mâna starețului a duhovnicului meu și în slujba ierarhiei. Am spus, realitatea e una. A, e dezastru ce e. Adevărul e altul. Asta e cheia de nu pică biserica, că e condusă de Hristos. N-au desfințat adevărul. A, mă, că iudeii l-au vândut iudeii pe, dar nu ei sunt adevărul. Asta e realitatea rușinoasă. Vânzarea. Adevărul n-au putut să lungi. Deci noi să rămânem în adevăr. Ascultarea te menține în adevăr. Bineînțeles, e un proces și aici duhovnicesc de transformare. Înseamnă cunoaștere, să te citești. Ascultarea aceasta în timp statornică îți va duce la o transformare lăuntrică de a înțelege, de a pricepe, de a îți formează discernământul. Dumnezeu îți aduce un dar al Duhului Sfânt, de fapt, discernământul acesta. Integralitatea cu ceilalți. Deci toate astea un rost asupra ta. Ascultarea asta înseamnă un fond într-o mănăstire. În viața lumească, asculți de ce spune biserica în privința familiei. Duhovnicul respectiv, biserica și tot celălalt. Nu suntem mai nimănui. Adică acum nu m-am dus în Africa, nu vă supărați și vorbesc în, știi, în Djibouti despre ei. Nu, Doamne, vorbesc la niște creștini care sunt în Evlavia Sofia, care mă uit ca o anumită înfățișare, un chip mai așa de biserică și oameni care, deci, am încredere că pricep ce vreau să spun. Nu mai bat în câmp pe aiurea. Da? Chiar dacă mai ne uităm și pe la site-ul ăla sau la site-ul ăla. Deci, totuși, nu mai facem confuzii și nu pierdem timpul. Fiecare, deci, să se conformeze în locul unde se află după așa rânduiala care poate să o ducă el. Și, pentru că te silește aceea, Dumnezeu îți va da așa mai mult. Vrei mai mult? Îți faci ceri mai mult. Harul e precedat de încercare întotdeauna. Ca să te încredințezi că ești pe calea cea bună. Că de-a moaca nu se primește nimic. Despre ascultare, acum depinde până vrei să mergem, că nu transformăm asta despre pocăință într-una de ascultare. Să știți că sunt și cazuri, sunt și excepții, dar nu pentru oricine. Dumnezeu chiar uneori ascunde de duhovnic ceea ce pare neascultare la vedere. Deci în planul realității, în planul lumesc, poate să capte forma neascultării, poate să capte forma împotrivirii, cu totul altceva. Și aici pot să fie exemple. Tu să rămâi mai sunt duș în adevăr. Multe ori sunt, am ucenici care nu se pot prea pute exprima. Sau oameni care, deși au anumite insuficiențe, nu înseamnă și suflete deosebite. Și lasă alte impresii. Dar Dumnezeu citește inimi. Dumnezeu
tu te silești pe unde, cât te stă la îndemână pe tine să faci voia lui Dumnezeu acolo unde te afli. Ai ales viața monahală, lumea urmează calea asta, ascultări. Veghind, există riscul să... Eu nu plec pe principiu, dacă duhovnicul meu greșește, dacă ai plecat la drum cu principiul ăsta, nu te mai duci. Și nici să faci ascultare oarbă, în sensul adică fără socoteală. Ci cu credință, credința în ascultare, e mai mare decât cunoașterea, propriu zis. Când noi de multe ori mergem, rațiunea caută să ia locul ascultării și știu eu că am văzut eu. Nu, Doamne, mi s-a spus și am făcut. Dumnezeu a dat 10 plăci lui Faraon. Nu a putut să-i despietrească sufletul, să-l convingă? Sufletul e greu de despietrit. A spus, voi împietri inima lui Faraon. Du-te acolo, l-a dus pe Faraon, l-a face șerpul, să fac și a spus, voi împietri inima lui Faraon. Dar ce știa oamenii asta? Oamenii nu știau. Vedeți locul aici? Grozav. Voi împietri inima lui Faraon. De ce? Păi înseamnă că era voia Dumnezeu. Nu! Deci Dumnezeu omoaie inimi, Dumnezeu pedepsește. Păi dacă Dumnezeu fiind, adică ce s-a întâmplat asta? E neapărat nevoie să te por pe tine până 20 de ani din încercări sau dacă eu sunt om și mă pricep de la început că ești bun pentru ceva, te pun la loc potrivit. Știind inima lui Faraon, că de aceea ce se pare care și aceea îi se va lua, cel care are, nu are, o să-i dau mai mult. Deci aici este socoteala lui Dumnezeu, înțelepciunea lui când am pe tine inima lui Faraon. Ce? Mai tare care oameni credeau că asta e invincibil, mai tare vrea să-l rușinezi pe asta care oameni credeau că este mare și invincibil, asta că nu-i băga nimeni în seamă, mai tare vrea să-i proslăvească. Să vedem în lumina lui Dumnezeu, cugetelor sale, deci, cum au stat lucrurile. Nu după cum citim așa, știți? Uite, Dumnezeu, că scrie aici cum fac sectare. Uite, n-am citit unii acolo, cum mai avea frați și surori. Ei, tu numai acolo ai citit. Acolo te-a dus altcineva, fiind serioși. Deci, trebuie să le luăm așa cum... Și atât înțeles duhovnicesc, tărmăcirea Sfinților Părinți contează. Și mai ales astăzi, când trebuie mari tulburări, trebuie imediat să venim la o formă. Așa este cu plăgile, dar eu mă gândeam altfel. Am petit inima lui Faraon, da? Că nu-i lăsa să se roage pe... Să aducă jertfele lui Dumnezeu, cel Dumnezeu, să aducă rugăciunea lui Israel, lui Israel, lui Dumnezeu, da? Și nu-i lăsa pe israeliți. Și am petit inima, că când a scos, cred că astăzi la fel, la marele puteri, cu tehnologia lor, cu știința lor, cu o să aducă plăgi peste omenire Dumnezeu, că nu mai lasă pe creștini în pace deloc și țările astea și sufletele astea nu mai le lasă deloc în pace și le sâcăi și le sâcăi și le cipează și le numerotează și le bagă și învățământ și medicină și peste tot. Să ne sufoce cu totul și ne sufoc și are și prin cine. Că dacă n-ar avea oameni, Dumnezeu ăștia mor și nu acceptă Dumnezeu. Dumnezeu ăștia mor, mâine dacă Sfântul Nicolae nu vine ăștia la muncă. A, vin toți, țară că vin. Am ajuns sluji în țara noastră. Pentru că, iată, lipsa de pocăință sau falsa pocăință sau lipsa de ascultare sau lipsa de credință are consecințe la nivel de colectivitate din țară de neam. Și atunci vreau să spun, cu toată știința și cu toată siguranța, să dea plăci la acești oameni deștepți, bogați, structură sau popoare, ce mai fie el, încât o să fie mult mai grav și o să-i rușinezi decât pe Faraon cu cele 10 plăci, ca să proslăvească, cum oamenii de credință vor face față. Și nici știința o să vedeți, și nu e ca nebază, nici știința, nici tehnica, nici cultura, nici armata și nici nimic, armamentul și altceva, nu o să poată să rezolve problemele de plăci. O să dea de numeri. Doar omul de credință, și asta înseamnă credință legată de pocăință, nu se pune problema. Că dacă nu crezi în Dumnezeu care te poate și ierta, tu și cum să mă pocăzi de el. Deci iată ce înseamnă, deci, cu plăgile acestea să le transformăm și planul de astăzi. Și Dumnezeu va îngădui, da? Să înalță și cred și filmează, te însigur pe noi. Și o să vină plăgi peste omenire în care nici banul, nici tehnica, nici știința, nici puterea politică sau de altă natură nu o să le soluționezi. Ah, domnul profesor, trei facultăți. Păi, domnule, dar oricât fac orice, doctor, nu am ce să fac. Domnule, transplant de cap n-am cum. Deci, domnule, o să vină sau câte altele, numai probleme de sănătate. I-a bătut pe unii cu țânțari. Ai ți-a dat o musculiță, nu-i când ești? Dă-i pe cineva vină. Dă-i pe cineva vină. Sau o boșoarcă, nu știu, sau câte altele. Asta mai și pot provoca, dar mă refer numai de sănătate, câte altele. Câte altele. Nu-i viața în mâna ta și nu sunt ei invincibili și nu îi fac ordine. Neglijează vreo nouă ordine mondială și un nou guvern mondial, nu biserica și cu... Noi suntem. Mare atenție, deci nu vă lăsați înfricoșați de realitate. Rămâneți în adevăr. Părinte, cine propovăduiește insistând rugăciunea în comun cu luteranii, catolicii, copți... Eu nu vreau să aud. Amin. Să nu vă supărați pe mine. Nici pe timpul lui Ceaușescu nu era atâta pupătură cu oamenii aceștia și era ortodoxia mai sănătoasă, domn. Deci erau sub amenințare, sub arestări, sub băgări. Nu era atâta pupătură cu ceilalți. Era mai serioși, domn.
Mai nascuns, spune, dar era una. Nu, nu, ca acum, dintr-o dată, de unde și pământ? N-am nimic cu ei în sine, nu confund realitatea. Da, să nu mă așteptăm, dar nu te măriți că nu te cuști, că nu, de unde și pământ? Am devenit dintr-o dată așa, nu e rușine. V-am spus, cum apărăm ortodoxie aici? Rostul, să știți. Poate n-ai atâtea metanii, poate n-ai atâta căință, poate n-ai atâta putere. Nu avea Domnul lepădare de credință și sunt legate între ele. Rostul este, Domnule, credem în Iisus Hristos, în Sfânta Treime și atât. E când să găsesc, nu vorbesc de Sfânta Treime. Ei nu vorbesc despre Fecioara Maria. Ei nu vorbesc despre Sfânta Cruce. Să văd o întâlnire ecumenică în cinstea lui Sfântul Arhidiacon Ștefan. Să văd o întâlnire ecumenică în cinstea Sfintei Cruci și mai vorbim. Nu, Doamne. Paharul nu știu cum, potirul nu știu cum, pâinea. M-a fost acum cu pâinea asta. De unde nici până unde? Ce amestec avem? Noi nu urăm pe nimeni. Dar lucrurile astea știm ce perfide sunt și cine în spatele lor. De aceea, deci nu avem asemenea reacție. Și ce vreți să la un călugăr acum care a venit până aici ca să, da, că știți că... Nu, Doamne, nu condamn până la sau pe ăla, dar ferească Dumnezeu, mă condamn pe mine să pățim așa ceva. Până aici. Ești cum ești, suntem cum suntem, dar până la credință, măcar asta s-o avem de făcut. Și pentru treaba aceasta Dumnezeu să ne scoată din altele. Știi că e greu să creștează un copil, știi că e greu pentru soții, știi că e greu pentru o societate ca asta să mai mergi cu mijloc de transport, știi că azi e greu să mai mergi, știi că e foarte greu, că îl păzești tu tot. Măi, câți ani ai? Doamne, las voi. 7 ani. Vine mai cu Maria, mâine Maria și zic așa, mi-a spus tu minciunica, asta, da, mai au zis câte o prostie la colegi. Colegul meu de bancă, bine, mi-a dat prostii pe telefon. Tu îl păzești acasă, nu să mai aduci. Da, mă râdim, dar e dezastru. Unde se mai ascult? Ce se mai face? Vin cu norme pentru învățământ, vin cu norme, pe norme, unde, pe unde? Vom avea de pătimit. Pentru credință să fii binecuvântat dacă pătimești pentru ea. Nu cu absurditate, dar n-ai unde. E foarte greu, să știți, nu-i deloc ușor. Dar rămâi, Doamne, în ale tale. Pe aia să vin și eu așa, cum era cald, să vin în mânică scurtă, hai și un preotul să mai vină, știu cum, hai și că noi închidem ochii. Nu, Doamne, nu închid, nu vă supărați, am terminat. Păi unde sunt sfinții noștri? Unde sunt martiri? Unde sunt mucenici? Unde sunt pitați dintr-o dată? Așa, uite, hai și arată lepădărea. Ferească Dumnezeu cu slujitul cu nici vreau său, slujbă cu. Ce a făcut Mântuitorul când l-a luat în râs? Afară. A dat afară. Și a lăsat numai pe ei. Deci nu te joci. Sunt tu Pantelimon. Și văzând că ăștia doctorii i-au putut să vindeci, i-a dat afară. Am mă rog eu. Dat, nu s-a rugat cu ei. Sunt tu Ilei. Hai, băi, faceți-vă, țipați. Dar nu cu ei. La o parte. Dar nu-ți hai că să ne rugăm prun să vă arăt eu cum să faci. Nu, 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 nu. La o parte. Deci, domne, distinția asta nu a fost făcută degeaba. Și Domnul Hristos a fost putut între tâlhar, dar n-a făcut nimeni un tâlhar cum vor să facă alții. Să fim serioși. Deci până aici, nu vă supărați, nu jinim pe nimeni, sunt oameni s-au împânzit pentru că din alte motive, dar nu există, domnul ăștia, pe unde mai e tăria noastră? Unde mai e mărturisirea noastră? Unde mai este prezența? Pe atunci te va părăsi harul, salut! Că nu că a fost mai prieten, că mi-a fost mai amantă, ce vorbești? Uitați-vă în canane. Dacă la ortodoxi, uitați-vă la pravile de la Govora, uitați-vă la canoane, uitați-vă la, dați seama, la Basarab către fiul său sfătuit și în pravila mare, care a stricat fecioară și câte înalți, s-o păgâni dubitoace, să-i să taie capul să ardă în public. Nu erau niște chestii, ăștia erau prea duri. Uitați-vă ce canoane erau, ce pedepsi erau, până unde se mergea, adică dacă nu pui un hotar, că scoatem o hârtie, că a murit spânzuran, trebuie să știi lumea, că s-a accidentat cu briciul, a alunecat când era să, și nu, de fapt, s-a lucis în baie. Și că nu e ce era să zic, că a fost un bun părinte, a făcut mult bine. Nu merge! Lasă-l cu câinii, lasă-l nu știu, nici mai departe. E o distinție, tu să știi, Doamne, să se păzească și viu și mort, ca să nu calce canalele biserice, să nu calce rânduiala. Dar nu, noi ne permite. Și dacă am anchior mai mare așa și dacă spun căciulă părechi, parcă țin la mântuire, Doamne! Tu nu știi cât îți mântuiești. Pentru fiecare gând diavolul notează cât ai stat și ai făcut credeți. Contează foarte mult să te păzești. Mare atenție, deci. Nici nu se pune problema. Și nu o să vă păgăvești. Lăsați că vă zice, că zic unii și alții. N-au decât să spună, dar mai ales astăzi. Dar invers, de ce? Parcă aș fi eu singurul care vorbesc așa și le spun. Pe tocmai de aia și le spun. Pentru că prea, dintr-o dată, am devenit uși lași la toate mizerile și la toate... Vă spun, Occidentul asta vrea. Păgânizarea, invazia păgână în floare, păgânizarea țării, păgânizarea... Ortodoxie de peste tot, numai de aici. După ce ți-ai spovedit păcatele, preotul nu-ți spune rugăciunea de dezlegare, însă îți spune să te împărtășești. Îl părăsim, mai intrăm în acea biserică, cum procedăm? Nu-l judești tu pe el, discuți. El cum ți-a spus așa? Părinte, nu vă supărați. Discuți, Doamne, cu el. Dacă tu crezi că ești mai deștept sau dacă vă vezi mai bine sau... Nu vă supărați, părinte. Pentru asta, nu dați voi să mă duc în altă parte, sau sunt de asta gândesc eu, nu vreau să Doamne, nu vreau să vă zmintesc, dar uite, asta am înțeles eu, sau ce vreți să spuneți, nu m-ați dezlegat, sau, este, pentru cel care nu are statornicii, mă uitam că el acolo, deci nu-l dezlega, dacă nu arată, mă uitam, au fost situații, alți duhovnici, pentru Arsenie, niciodată mai mult de 3 ani, Arsenie, băi, eu îți dai de cap, mă, după dată mă pun la dăpostul canoanelor și mi urmez urcușul meu, Arsenie își permite, st
să ne luăm și permite. Zice, pentru că au în spate, au trecerea la Dumnezeu, dar eu atunci merg pe firul care e de biserică. Deci nu mă pot să ies încă din canoane ca și preotul cu tare, dar are autoritate duhovnicească. Și atunci eu ce am de făcut? Eu merg pe linia ascultării și a bisericii până unde capătul acea autoritate, dacă va fi vreunii vreodată, să pot și să am lumina și harul, să pot să merg, să pot să aplic ceea ce este de aplicat tot pentru salvarea sufletului. Dar nu pun măsura mea că azi părintele așa fac și dezlegarea. Nu e așa, tu nu ești Cleopa, nu ești Arsenie, nu ești preotul, așa, Sofia. Deci aveau și autoritatea vieții. Ați înțeles? Deci cam așa stau lucrurile. Așa e și cu dezlegatul. Nu că mă duc. Procedează cu minte și smerit. Pentru că acum, într-o dată, nu, dar până atunci cât ți s-a dezlegat sau cât îți fac? Preotul e preot, rămâne preot, indiferent ce ar fi. Dar dacă ai îndoieli sau sunt probleme și sunt și cazuri de probleme, caută să procedezi totuși cu bună cuvință, cu bun simț, cu rugăciuni, să te doară lucrul ăsta, nu să te motivezi și să pleci în altă. Dar eu zic și păcat, dar eu zic bolnav de diabet și mi-i dă canonul ăla. Spune, păi iertați-mă, ne vrem ce ai mea, știți, eu sunt bolnav de diabet și n-aș putea să zic, n-ați vrea sau, am dat tot măcar să mă duc în altă parte, dar nu te justifici, ai aruncat și vreau. Nu așa să faci, că sunt cazuri din astea, vine încântată duhovnicul, știu cine și pe urmă îl vorbește de rău, la când i-a cuvenit ceva, gata, aruncă cu o zoaie în el. Mare atenție! Luând cardul cu chip electronic de ATB, ne-am lepădat de Hristos de botez sau nu? Nu cunosc eu amănunte cu chipul și cu asta, dar știi, se întâmplă, ne punem întrebarea asta, dar aș vrea să văd și omul care este, că s-ar putea să fie un necununat sau altceva și pune până mă la 55 Părintea Filohică să filmează, să dă pe... Nu așa. Oricum, ne trebuie și o cercetare astfel de lucruri. Eu sunt un comandant de obști. Eu am știința războiului. Ăștia sunt soldații mei. Sunt în formare, în instrucții. Luptă, să silesc, au venit, dar au de învățat. Eu știu tactica vrăjmașului, cum caută să-mi ademenească, cu acele bilețele, cu acele nu știu ce bună. Deci, un duhovnic sau un om al bisericii, sunt destul de stați, cunosc din partea cui vin treburile astea și unde poate să ducă. De aceea, din timp, nu lăsa domnul internetul acolo, chioșcul ăla cu prostile alea lângă un liceu și așa mai departe. Deci, cunoscând unde poate să conducă și din partea cui vin, că așa ceva, dar de unde vin, ce pune și ne-a votat și pentru cine? Și atunci, dintr-o dată, am și motiv. Dar am încredere, domn. Dar noi punem problema așa, la tarabă, din toată, să cumpăr sau să nu cumpăr treaba asta. Nu e lepădare de botez în sine, că nu s-au răspunsul pe moment, pentru că la cine a creștinat sau părinții lui? Nici el, nici părinții lui. Hă? Nici lepădare de botez și nici nu trebuie să luăm. Hă? Păi uite, cam așa este, trebuie și o cunoaște, să facă lucrurile lui Dumnezeu prin el. Adică sunt și lucruri care nu le pricep dintr-o dată pe răspunsurile astea. Eu bineînțeles că nu sunt de acord cu ele și nu trebuie să fim. Dar ca să convin și oamenii, așa v-am spus, trebuie să fim mai înfipt în adevăr decât în realitate. Dar ne-a obligat Dumnezeu să... Păi să ne luai, nu mergea cu trenul? Mai mult decât cu mașina, deci erau niște rațiuni, dar ce zicem, când târzea, dom'le, deci este o măsură a lucrurilor, depinde și de fiecare. Dar ce era să facă? Dar și Dumnezeu îți va arăta că avea ce să faci. Așa putea și el să folosească caleașca cu, nu știu, că scai, putea să vină. Ce lucruri, iar cu tehnologia și cu pocăința, mă duceți în planul acesta. Dintr-o dată nu poți să arunci una și alta, dar vă spun și pericolul unde poate să conducă. Și trebuie să fim foarte atenți. Mi-am pus problema. Dom'le, ați văzut sistemul ăla de închis geamul la tâmplării, Mântuitorul știți că a fost tâmplar, a fost tâmplării, e după timpul lui Domnul. Deci nu a venit cu chestii de astea să lasă. A zis digul ăla, podul ăla, sistemul de podi, făcut de apostoli. Deci nu a venit lăsat problemele de astea apostoli în istorie. Tipul ăla din plătituri de corturi, a zis mileurile alea care, după timpul mai Domnului, Domnule, deci nu a venit, nu a lăsat treburile astea. Sistemul de arăt de zăvor. A mers mai înainte, veacul de aur, Vasile cel Mare, ne-am gândit, iluști în matematici, în științele exacte, în oratorii, și, dar și în filozofie, și în medicină. A făcut Vasilea, da, dar n-a avut sistemul ăla de lift de urca bolnavi și centrala aia ca să facă că să ieși masajul la sala de fizioterapie, ați văzut acolo că avea niște helcometri. Nu, Dumne! Deci n-a intervenit cu știința și vrea, deci să fim foarte atenți. Mai departe mergem în istorie. Mari oameni de știință, mari, o dată convertiți, n-a mai venit Dumne cu... Deci nu cum în planul duhovnicesc lucrurile să măsoară altfel. Până în veacul ăsta, încoace, uitați-vă, cu cât să înduhovnicești, omul se dematerializează, caută să înduhovnicească, deci nu mai folosește știința ca. Și ajunge gătuțe. Da, e bună știința. Și cum mă folosesc de perioada de dință, așa mă folosesc de știință. Mă folosesc de perioada de dință. Adică, ce util în planul? Deci, o problemă. Mistica, singura soluție de ieșire din neliniștile mărginiri personale, ale înlănțurii cosmice și comunitare, ale perspectivei infinite vieții și a morții. Deci, istoricitatea, realitatea. Domnilor, am fost prieten și cu Cioran și cu Eliade. Din păcate, Cioran s-a certat și cu Pavel și cu divinitatea. Cioran s-a închis în istoricitate ca Platonul lumei ideilor.
Pe când Eliade s-a salvat în transcendent, dragii mei, că el a fost un om religios. Transcendența singura posibilă. Iată, avem pe Hristos transcendență. Transcendență. Deci dincolo de... Doamne, adevărul, nu confundați cu realitatea. Îl ăla lui Cronos și cine a fost el? Dacă o spunea Nelu Bălășoi de a... Nelu Bălășoi. Nu e Nelu Bălășoi. A fost totuși Suțea și... Sunt niște probleme aici. Dar noi nu mai știm, vorbim cu ușurință și din cauza asta. Iată, mistica, adică, domnule, trăirea asta în duc și în adevăr înseamnă în fond. La intimitatea care o ceri. Neliniște personale, nu ești din neliniște. Neliniște de veacului, v-am spus, toate tulburările apar de la păcat. Izvor, au te catemenii păcatul. Problema păcatului se rezolvă prin pocăință. Nu e altă cale. Cu căința, cu toate că trebuie să punea. Și atunci, iată, asta am să zic. Atenție mare și cu tehnologia asta și cu pânăuni. Nu gata că le aruncă frânați, dar să știți, domne, oricine vrea să încerce o rugăciune mai adâncă, îți dă seama că te încurcă vizionatul la ceva. Neapărat, poți să vezi flori. E o mare capcană. Noi nu trebuie să promovăm treburile acestea. Deci să fim foarte atenți. Foarte atenți. Pocăința nu are nimic de a face. Deci sparge duhul de rugăciune. Că noi trebuie să nu respingem cu mintea nimic, să ne adunăm. Îți dai seama ceva. Ce spune domne? Mi se pare că Evanghelistul Ioan, Mântuitorul pe gura lui. Cu trei arme ale diavolului. Pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Păi tu cum te biruiești? Ne dăm seama, dacă mergi în planul duhovnicesc, hai să gândești. Uitați-vă, cum a început să apă. Și mi-mi pare rău că sunt oameni care... Și nu rezești în fața lor. Oh, știi cum te fură și te captivează, mai ales văzi, au simțurile. Cum ți le pui tu la pământ? Absența lor și știau mulți. Și Gafencu. Cred că dacă aș fi fost în altă parte sau în stare de libertate, nu aș fi cunoscut o asemenea rugăciune și o stare duhovnicească. Când absența unor faptului, ca și om în pustie, deci, indiferent de chinuri, a dus o altă luptă, pentru că nu e ușor. Nu e ușor. Deci, de aceea, răstinirea aceasta de bunăvoie, renunțarea, cine nici nu se leapă de sine, nu poate să îl cunoască pe Dumnezeu. Nu ca pe Dumnezeu în el. Și prima condiție a urmării lui Hristos, tot el. Așa e și cu alipirea, de că mi-au niște satisfacții, dar mă conduce pe mine, la un moment dat. Ferească Dumnezeu. Adică să fim neglijenți, să le tot folosim așa, dar și lucruri bune. Aici e cel mai mare pericol. E cel mai mare pericol. Când confunzi una cu alta. Dumnezeu, de ce le amesteci? Atunci ori îl lași. Folosești, într-adevăr, cuțitul ăsta. Folosești cuțitul ăsta, părinte, că numai pentru tăia pâine. Doamne, dar ce v-ați gândit? Numai, l-am de 20 de ani în casă, e tocit numai pentru că am tăiat pâine. Ori folosești numai pentru ce trebuie. Și atunci ai oarecare justificare. Și am să dai seama că la nivel de microfon tot n-a ajuns prea departe. Dumne, ca să audă și mai în spate. Sau ori nu mai folosești. Pentru că obosit, nu știu ce șofer, dă-mă drumul la Trinitas. Era un cabaret acolo, iertați-mă. M-am foaia de mine, deci eu mi zic. Și câte alte? Ce amestești tu fotbalul cu aia, una cu aia? De ce? Nu le mai amestica. Lasă-l să fie atunci, ori sfinți părinți, ori ceva. Pur dacă nu, atunci se justifică. Dar știți că am și lucruri bune. Când e și cu. Ei, ori cu, ori cu. Noi am venit să fim și cu, și cu. Nu slujiți la doi domni. Noi vrem să fim și cu, și cu. Și la biserică și așa. Și a început și postul, dar am văzut și un film pe internet. Dar eu, să știți că ține legim. În schimb, mai m-am certat și cu știu cine. Dar foarte bine, deci am fost la canonul mare. Dar n-a scăpat nici antrenamentele de dans sau de aerobic sau de nu știu ce, un fotbal cu... Dom'le, aici este marea problemă. Și atunci, diavolul ți-a zis, nu mai ești mare egipteanca. N-a părăsit pustia. Și atunci se joacă cu tine și te trântești. E mare lucru. De aceea să fim mai atenți, măcar să avem, să ne silim până unde putem. Da, altă întrebare. Femeia poate intra în biserică în timpul ciclului menstrual, după câte zile? Cam dacă așa este canonul bisericii, că 7 zile femeia necurată și 8-a poate să intre. Deci să intervin eu. Spune și părintele, iertați, unul sau și știu câți mijloace din izolare zic că nu mai este ca altă dată, că știți. Părintele sau cine poate, dar nu vă jucați. Pentru că vrăjmașul are grijă să te ducă sau să grijească. E și canonele sunt. Dacă s-a întâmplat o necurăție sau ceva să fie biserică, trebuie dărâmată sau arsă. Nu resfințită. Deci sunt niște probleme. Deci dacă sunt canoane, conformează-te tu lor. E Paște, Crăciun, ăștia, a patra zi, sau mă rog, atunci, Domnul cu ți-va spune, că nici noi nu-i zgonim. Dar totuși să țin, în primul rând, pui canonul și rândurile, să vezi în ce măsură nu te poți conforma lui. Nu plec de la dezlegare. Eu plec de la canon. Toată lumea caută mângâiere. Îndreptare ne trebuie, tămăduire. Foarte puțin caută la duhovnic tămăduire, părinte. Nu, vrem mângâiere. Vrem mângâiere. Păi, băi, tu vrei tămăduire sau mângâiere? Mă mângâi pisica aia și o mângâi și place. Și te împuși tu de pure și de păr și aia. Dacă vrei să o speri, sare în toate direcții. Păi, iată, deci, tu vrei tămăduire? Păi, tămăduire înseamnă cruce, înseamnă lepădare, înseamnă... Am așa este și cu lucrurile astea. Mai te pleci la canon. Să vă spun un lucru, că, în primul rând, și mai pune problema asta un om care... Am cam văzut de unde vin problemele acestea.
Deci, ori nu ne înțelege suficient, ori de habonicii, ori, dar, deci nu așa. Să fii mai la distanță, mai de așa de poala lui, adică undeva mai la distanță, dacă ai credința, ce mai vorbi de Evanghelie? Credința din inimă vede Domnul Hristos. Sunt excepții, vom vedea, de-aia trebuie să faci cununia oricând, ea, dar ce era să facă? Bine, deci îți iei toate măsurile și dacă s-a întâmplat, atunci cu rușinii și cu căință să ceri o dezlegare pentru. Dar nu te duci tu pe premiza aceasta, că există dezlegări și pentru. Da. Ce părere aveți despre evenimentele ce s-au petrecut în Parcul Iconei în Duminica Ortodoxiei? Nu știu. Nici eu. Cine a pus întrebarea, poate să explice? Au fost și anglicanii, probabil, din ce am auzit eu. Anglicani, americani, tot aia, nu știu. Astea... Da. Altă întrebare. Mai dar sunt întrebări? Și Maica Domnului, vă dați seama dacă... Și Maica Domnului, gândiți-vă... A trebuit să vină pentru curăție după 40 de zile. Dați seama, și-a trăit și... Și-a dus caronul. Dar stai, Doamne, că eu n-am nimic face, dar ce credeți voi despre mine? Nu s-a pus problema. Mântuitorul Hristos, cu umilință și astfel, nu ușor deloc. Până și-a dus canonul, deci ei nu, cu nimic problema. Deci, ei, sunt canoni, că ne conformă noi așa, și doar nu erau, fără, nu erau cu păcat măcar. Deci, haideți explicând la, v-am zis, la adevăr, la Hristos, nu după la ce credem noi sau ce să mai, sau după excepții. Căutăm tămăduirea mai întâi și Dumnezeu văzând efortul și sacrificii toți, mor tu pe cruce, deci te dea altă jos după cruce, nu te dă tu singur și până să cauți motiv. Da? Părinte, cum punem început bun? Da, eu am păcătuit, da, și am făcut tot de ce? Pentru că, de fapt, nu cred în Dumnezeu. Că, dacă credeam, nu făceam, da? Cum pun început bun? Să știți, nu avem o... Nu înseamnă că neapărat nu cred în Dumnezeu și am greșit. Ba nu, pot să zic că cred că aici toți cred în Dumnezeu. Și vorbim și Dumnezeu în sens crește? Nu. Să știți că nimeni nu-i fără de păcat. Deci nu neapărat necredința te duci. Nu am o așa tare credință, să zic, nu am o credință desăvârșită. Dar cine a avut-o? Singurul fără de păcat a fost doar Domnul Hristos. Toți au păcătuit. De aceeași păcăință este pe punerea începutului bun. Deci, uitam, sunt multe explicații la sfânt. Pui început bun, înseamnă că vrei să rupi cu păcatul. Ca să rupi cu păcatul înseamnă că trebuie să te hotărăști. Ca să te hotărăști înseamnă că trebuie să crezi. Ca să crezi înseamnă că e în gândul cel bun. Dacă spui gândul cel bun, iată, înseamnă e o lănțuire. Când nu mai vrei să o faci, deci când vrei să pui început bun, nu mai amâna. În clipa asta mă voi scula și mă